Nu știu aproape nimic despre Sebastian și Carina. Acum ne întâlnim prima dată, dar trebuie să vă spun din capul locului că sunt foarte, foarte răbdători. De atâtea ori am schimbat locul și timpul când ne vom întâlni și niciodată nu s-au supărat și n-au zis nu. Chiar vă mulțumesc frumos pentru asta. A, Cristina, nu Carina. Cristina, da. Te-am botezat. Că orice trebuie să dau mielul sau ce trebuie să facă. E ok, da, e ok. Deci mă ierți pe chestia asta. Sigur. Acum, dacă tot am zis că ești răbdătoare sau așa, bun, ne ducem până la capăt. Deci, Sebastian și Cristina. Așa. Mă bucur că v-ați făcut timp, bine ați venit. Domnul să vă binecuvinteze. Ce ne spuneți despre voi? Ca să aflu și eu un pic despre invitații mei. Sunt Cristina și niște lucruri așa în general despre mine, ca să încep. Sigur, sunt foarte bucuroasă de faptul că trăiesc într-un mediu creștin, datorită părinților mei și exemplului lor. Și că acest mediu mi-a oferit o perspectivă muzicală foarte bogată, în special pentru că am început ca să cânt la chitară într-o orchestră, deci chitara este un lucru care mă reprezintă, îmi place muzica, sunt studentă. La muzică? Din păcate nu, Nu. am zis că doresc să-mi dezvolt un pic area de cunoștințe și atunci am decis ca să mă pliez și pe partea de business, de afaceri. Un pic de economie în viață nu strică. Da. Eu n-am vrut să zic că muzica nu e cel mai tare business, dar da, deci muzica rămâne ca un hobby, așa, o pasiune foarte mare Da, într-adevăr. și vrei să faci și niște bani. Da, mi se pare normal, da, de ce nu, da. Bun. Sunt Sebastian, am 30 de ani, sunt căsătorit. Sunt absolvent al Academiei de Muzică Gheorghe Dima, licență și master. Predau foarte aproape de locul în care suntem, în cadrul Colegiului de Artă, Teorie Muzicală și Istoria Muzicii. Și sunt absolvent și al Școlii de Teologie Practică din cadrul Universității Emanuel. Slujesc în biserică atât prin muzică, cât și prin predicarea Cuvântului lui Dumnezeu și sunt un dependent de har și îl slăvesc pe Dumnezeu pentru toate binecuvântările și realizările pe care le-am avut până acum. Vezi, Cristina, ce bine că m-am oprit cu business-ul și muzica, că n-am știut ce zice el după... Da. Acum aveam în minte o întrebare, de unde faci bani mai mulți, din muzică sau din teologie practică, dar nu mai zic, știi, că mă gândesc să fii așa de bogat, știi, și cu muzica și cu teologia. Deci tu chiar îți place muzica, ai dar pe chestia asta, da? Da, consider și chiar cred că este un dar de la Dumnezeu, văzând că eu nu am avut studii în muzică și am învățat mai mult pe cont propriu. Auzisem într-o perioadă orchestră la noi la biserică și timp de mulți ani de zile am avut onoarea și binecuvântarea de a învăța să cânt la chitară și să înțeleg muzica și relația cu Domnul prin muzică într-un mod profund și deosebit. Ea zice onoarea și binecuvântarea. Așa ai crezut tu când te-au dus părinții la orchestră sau cum? Sau ai vrut să mergi tu? Chiar am vrut să merg, Da? da. Deci ți-a plăcut, n-a fost hai și după asta să descoperi. Deci chiar ai vrut să duci. Da, am fost foarte, foarte atrasă și înclinată spre muzică și activitatea asta oarecum extracurriculară, dar în cadrul bisericii, a fost foarte minunată pentru mine. Abia așteptam să termin orele din gimnaziu și în perioada respectivă și să intru pe porțile bisericii și să cânt. Bun, dar acum, din câte știu, viața de biserică, ce puteați avea? O repetiție pe săptămână, nu? Aveam mai mult, o repetiție sau două pe săptămână, depinzând, desigur, dățile în care noi trebuia ca să cântăm în diferite biserici și așa mai departe și ne pregăteam, chiar ne pregăteam intens și cu Și te multă. pregăteai și extra, și acasă? Da, chiar Da. trebuia, aveam partituri și
tot ce trebuia. A fost un fel de mini-școală acolo, da? Da, într-adevăr. Și a fost o experiență deosebită. Bănuiesc că și cel sau cea care era în față a făcut cumva să fie mai atractiv, că altfel nu vă prindea pe acolo, nu? Într-adevăr. Dirijoarea noastră, o persoană foarte, foarte evlavioasă și foarte creativă. O persoană care e foarte accesibilă. Deci, indiferent de vârstă, și orchestra noastră pe vremea aceea era foarte diversificată. Erau copii mai mici, frați căsătoriți, adolescenți. Aveam și un frate în vârstă care cânta la vioară și era foarte simpatic. Deci, au fost... Deci, muzica vă unea pe toți. Da. Da, eu am obișnuit să zic că muzica este o limbă străină, adică oriunde te duci în lume, te așezi la pian și cânti în chineză, în engleză. La noi în biserică, spre exemplu, fanfara cântă în funcție de musafirii care avem. Dacă avem maghiar, cântă limba maghiară, dacă avem, adică fanfara e fanfara, dacă în instrumentul scoate sunetul, poți duce în ce limbă dorești. Dar acum mi-ai dat o idee și o să spun că muzica nu este doar o limbă străină de circulație internațională, nu o să am doar aspectul acesta în vedere, ci este o limbă străină care unește toate vârstele și toate stările sufletești. E ok dacă zic așa? Da. Am dreptate. Bun. Cum ești, cum ai ajuns tu cu muzica? E o poveste într-adevăr lungă și sinuoasă. Părinții au observat de la vârsta de aproximativ 6 ani că aveam obiceiul să bat ritmul în masă. Și s-au gândit că dacă tot aveam această mică îndeletnicire în copilărie... Decât să le strici masa, da? Așa, decât să le stric masa, mai bine să stric instrumentele școlii. Așa? Și m-au dus la Liceu de Muzică Sigismund Toduț în Cluj. Și acolo mi-a făcut niște teste de auz, de melodie, de ritm. M-au acceptat. Sigur că nu eram eu conștient foarte bine de ceea ce mi se întâmplă. Adică, în prima fază, e clar că decizia le-a aparținut lor. Dar apoi, cu timpul, cu trecerea timpului și îndeosebi, dacă stau să mă gândesc bine, în clasa 8-a, în clasa 8-a mi s-a declanșat această pasiune pentru a studia în mod conștient și cu plăcere, fără ca să fie influența părinților că du-te și studiază sau hai, când studiezi, du-te, vino. Deci am făcut-o de plăcere, fără niciun fel de obligație și evident că perioada liceului iarăși a fost o delectare pentru că dincolo de muzică m-am ancorat și în alte domenii ale științei. Și după ce s-a terminat liceul, mi-a fost clar că drumul principal avea să ducă înspre conservator și evident momentul în care sunt astăzi ca profesor. Dacă te-ar întreba niște părinți, sincer, copilului nu-i prea place. Noi vedem ceva potențial în el, dar nu-i prea place la vârsta asta chestia. Ce le-ai spune? Trebuie să aibă, în primul rând, răbdare cu el. Deci, aș putea să spun, în ceea ce mă privește pe mine, părinții au avut răbdare cu mine. Eu am plecat de la ideea că ai zis, la mine, practic, din clasa 8-a a început bucuria și plăcerea. Și eu mă gândeam... Se mai întâmpla din clasa 8-a ce s-a întâmplat dacă până în clasa 8-a nu erau părinți oarecum perseverenți? Și... Nu cred că s-ar fi întâmplat. Deci trebuie să fie și perseverență în ceea ce privește educația copilului, dar nici să îi subjuge personalitatea, pentru că sunt mulți care pleacă în clasa 8-a la diferite licee care sunt de alte specialități decât cele de muzică și spun... Abia am așteptat să plecăm pentru că părinții nu ne-au descoperit acea bucurie a muzicii, ci pur și simplu ne-au forțat să studiem peste puterile noastre. Deci trebuie să fie și perseverență în modelarea caracterului copiilor, dar pe de altă parte trebuie să fie și acea înțelegere dacă el are un alt drum, atunci trebuie canalizate toate eforturile și atenția spre acel drum. Pe care ține și de dascăl. Absolut. Absolut, ține de dascăl. Copiii simt când intră
profesorul la oră, dacă e stresat, dacă nu e într-o zi bună, dacă nu își predă materia cu bucurie, cu înțelepciune, cu dorința aceea de a transmite lucrurile acelea frumoase mai departe. Au fost nenumărate cazurile în care avusesem ceva frământări înainte de a intra în clasă și odată ce am intrat în clasă am încercat să mă detașez de acele frământări și ei m-au și simțit și au spus: domn profesor, sunteți ok? Și evident n-am putut să-i mint și zic: nu sunt ok, dar fac tot posibilul ca să ducem ora înainte și să creăm o atmosferă frumoasă. Poți, nici nu știu cum să întreb, știi că trebuie să știi ceva ca să pui întrebări. Poți vorbi cu instrumentul sau prin instrument? Aș zice că este posibil la un nivel total superior față de lumea materială în care ne aflăm. Oarecum în universul acesta metafizic și area muzicală își găsește un loc și de multe ori am avut experiențe în care intangibilul a avut niște efecte foarte, foarte puternice asupra modului în care eu văd instrumentul, relaționez cu el și modul în care sunetele oarecum se nasc dintr-un neant și se creează acea formă care la un moment dat îi oferă un scop, un sens, depinzând, desigur, tipul de muzică pe care îl cânți și... Hai că să fiu mai practic, că, știi, noi suntem așa, voi artiști sunteți în lumea voastră, dar eu să fiu... Poți să plângi cu chitară? Nu că ar plânge fetele, dar dacă îți vine o dată să plângi, plângi mai ușor cu chitară, cântând sau cum? Uneori, da. Aveam momente în care, desigur, la școală, multe examene sau eram oarecum doborâtă de anumite obstacole. Îți plânge sufletul, nu mai contează. Și... că-s băieți, că-s examene, că-s nu știu ce. Da. De ce pun întrebarea aceasta? Eu nu pot să dau din casă, că nici voi nu dați. Noi am vrut, n-am vrut copiii, nu am crezut că vor putea face profesie din muzică, dar am crezut că e bine să și dacă vorbesc despre băiat, nu i-a plăcut, nu așa. Și atunci am zis că dacă reușesc să-l aducem cumva în stadiul în care să-și ia pauzele la pian, ne-am atins scopul. Și, Doamne, mult a suportat pianul. Când se supăra pe mine, nu mă întrebați de ce. Deci când se supăra pe mine, nu mă putea bate pe mine și atunci se ducea la pian și punea căștile. Ce suporta pianul ăla, săracul? Am zis, uite, săracul, asta trebuie să le suport eu, dar mi-am dat seama că la momentul respectiv, vorbim de anii adolescenței, pentru el pianul era un refugiu, era locul unde putea să spună tot ce nu putea spune mie, putea să... Nu știam dacă e așa și cu chitara sau nu, dacă suportă și chitara sau ajută, da. Pot să zic că suportă. Suportă, da. Deci ar fi un episod dacă ar vorbi chitarele și pianul. Într-adevăr. Care ar fi filmă, da. Bun, haideți să ne întoarcem spre cele bisericești un pic, acum lumea vrea să... Din punctul vostru de vedere, începem cu tine, care ar fi rolul muzicii în biserică? E un rol crucial, un rol determinant, pentru că, folosind așa o expresie mai uzuală, e mâna dreaptă a predicării Cuvântului lui Dumnezeu. Muzica face parte din tot ansamblul trăirilor sufletești pe care ni le aducem înaintea lui Dumnezeu și se numește închinare. Ori muzica este cea care edifică, muzica este cea care zidește, muzica este cea care ajută ca mesajul Cuvântului Dumnezeu să se implementeze în inima ascultătorului și să producă fie pocăință, să producă fie sfințenie. De aceea, cele două nu pot fi separate
una de alta, pentru că ele formează un tot și scopul este, în primul rând, glorificarea lui Dumnezeu și, în al doilea rând, zidirea bisericii. Interesant. Vrei să zici ceva? Sunt perfect de acord cu ceea ce a spus fratele Sebi și, într-adevăr, muzica are un rol, cum a spus, esențial în biserică și modul în care aducem acest tip de închinare în fața lui Dumnezeu contează foarte mult spre zidirea fraților și spre a le transmite un mesaj, fie de încurajare, fie de laude la adresa Domnului și multe, multe alte aspecte. Dar ce facem cu unii care nu le au cu muzica deloc și vin în biserică? E mesajul, pentru că fiecare cântare se bazează pe un text. Ori determinant important pentru cineva care nu a crescut în domeniul muzicii sau nu are nimic de a face să simtă bucuria sunetului. Sigur, lumea spune, folosește acest termen de afoniu, folosesc termenul de să nu simtă acea dulceață, acea bucuria sunetului. Este mesajul care stă și acele cuvinte, acele verbe, mesaje cu privire la jertfa lui Hristos, cu privire la pocăință, cu privire la laudă, la adorare, sunt cele care dau de fapt esență. Deci nu melodia, nu ritmul sunt elementele care produc într-adevăr transformare, ci sunt elementele ajutătoare care ajută în așa fel încât mesajul să fie receptat și prin cuvânt să se ajungă la înțelegerea ofertei de mântuire a lui Hristos pentru om. Acum, pentru mine, mesajul unui text este destul de clar. Dacă este textul clar, este destul de clar. Da, mesajul care îl văd, care îl aud. Dacă aș asculta doar o melodie și nu aș avea niciun text, oare există o anume melodie care mă poate ajuta să intru mai mult în sfera spirituală? Fără niciun text. Deci dacă e doar linia melodică, să zic. Într-adevăr, spiritualitatea unei persoane, unui individ, atunci când noi facem ceva pentru Domnul, starea noastră spirituală afectează foarte, foarte mult modul în care noi prezentăm după aceea ceva în fața altarului lui Dumnezeu și, într-adevăr, emoția pe care o simți în acea melodie cumva ajunge și la mine? Da, într-adevăr, se simte oarecum. Atunci când o melodie este cântată cu frică de Domnul, cu pocăință și când o melodie sună oarecum mai departe de... Doar profi, fără... Da, mai mult tehnică decât sufletul omului. Oh, mi-ai dat un pic de speranță. Aveam o întrebare, mi-era teamă să vă pun acum. Mi-ai dat un pic de speranță. Sper să nu... După ce m-ai ridicat un pic, să nu dați cu mine de pământ. Întrebarea cheie. Fiți drăguți cu mine, dar spuneți-mi adevărul. Ce șansă am eu care nu sunt profesionist? Dar îmi place să cânt. Că asta mă interesează și de pe scaunul conducătorului de biserică. V-am pe voi în biserică, care sunteți de nota 10, da? Și am în biserică pe fratele Gheorghe, care nu le are atât de mult cu muzica, dar vrea să vină să se închine lui Dumnezeu cântând o cântare. Întrebarea mea, nu dacă îl suportați, că de suportați trebuie să-l suportați, că vă ține o predică, că trebuie să răbdăm pe toți, că suntem frați. Întrebarea mea ar fi,
Are fratele Gheorghe vreo șansă să vă atingă și pe voi cu cântarea lui? Mi s-au întâmplat niște lucruri, cel puțin ce mă privește pe mine de-a lungul vieții spirituale, care n-am crezut că sunt posibile. Adică, crescând într-un mediu în care muzica se studiază foarte intens, pentru că liceele de muzică nu e așa ca și la școlile celelalte, care nu sunt de profil, unde muzica e ceva așa mai mult de joacă. Eu am crezut că și oamenii care merg la biserică și care slujesc din punct de vedere muzical trebuie să se ridice la un anumit nivel. Dar, cum spunea și Cristina, se poate întâmpla ca Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească prin cineva care nu are atâta măestrie și atâta dibăcie din punct de vedere tehnic, dar el se închină cu toată sinceritatea. Am fost de nenumărate ori la țară, în biserici de țară, unde mulți dintre ei nu că au studii muzicale, nu le au nici pe cele de bază, dar sunt oameni simpli, oameni care înțeleg profund relația cu Dumnezeu și în momentul în care cântă, chiar dacă din anumite perspective muzicale nu se ridică la acel nivel profesionist, faptul că îi inima lor acolo, faptul că ei se conectează la realitatea cerului și vor să ne transpună acea profunzime a relațiilor cu Dumnezeu. Pe mine, de multe ori asta m-a mișcat și m-a mișcat până la lacrimi. Și trebuie să recunosc că una dintre problemele pe care noi le avem în bisericile noastre reprezintă această ultra-profesionalizare, în sensul în care noi ne uităm la oameni și ne uităm la darurile și capacitățile lor și e bine că îi folosim și este bine să centrăm darurile fiecăruia și să slujească fiecare. Dar în același timp nu-i corect și nu-i bine ca pe alții care, e adevărat, poate din punct de vedere tehnic nu se ridică la un anumit nivel, pe ei să-i punem deoparte. Fiecare om trebuie încurajat și dacă el are un anumit dar într-o anumită direcție, trebuie încurajat să-și folosească acel dar, pentru că Duhul lui Dumnezeu vorbește. Eu cred asta, am experimentat. Mă gândeam la o chestie, nu e vorba de cântare. Acum încerc să-mi aduc aminte, să nu greșesc, poate ați auzit chestia asta, că a fost un experiment în care a fost pus un profesionist să recite Psalmul 23 și apoi un bătrân a recitat Psalmul 23. La profesionist lumea a aplaudat. Când a terminat, bătrânul n-a aplaudat nimeni, dar aveau ochii în lacrimi cei din sală și cineva a întrebat care e diferența. Răspunsul a fost: bătrânul cunoaște pe păstor. Deci asta înseamnă că pe viitor vă folosesc pe voi cu tot ce a pus Dumnezeu în voi, așa, dar dacă am un om, bine, acum nu mă gândesc chiar la fon, știi cum, nu, deci nu, ei pun când trebuie să eliberăm biserica în caz de incendiu, pui unul din ăla să cânte și atunci pleacă, știi, deci ies tot și ajută, dar dacă oamenii au o voce, pentru că există darul pe care le-a pus Dumnezeu în oameni, da? Deci dacă au o voce de nota 8-50 și o inimă de nota 10, dedicată lui Hristos, îi mai pun și pe ea, nu? Și care ar fi șansa să-i zic atunci fratelui Gheorghe, cum i-a zis, nu mai știu, așa, să spun: uite, am un frate, o soră în biserică care chiar au un dar din partea lui Dumnezeu, poate vă pot ajuta pe viitor, ei nu o să umble la inimă, că inima e bună, poate vă ajută de la 8-50 să creșteți la 9, ar fi ok? Sigur. Da. Adică da. Să dăruim lui Hristos, că toți învățăm și putem să învățăm. Sigur, absolut. Bine, deci din punctul vostru de vedere, muzica are un rol foarte important. Putem separa, mi-ați răspuns cumva, dar să fiu sigur, putem separa muzica de om, 100%, muzica de cel care o cântă. E foarte importantă mărturia omului respectiv, caracterul lui. Bunoar auzeam în dățile trecute
o afirmație ceva de genul că nu contează cine predică sau cine cântă, contează mesajul pe care îl receptăm. Ori pentru mine este determinant, important, nu mai vorbesc de cei care vin din spațiul exterior Alianței Evanghelice și vin prima dată în biserică și ascultă mesajul cântării, ascultă cântarea, este determinant caracterul omului ca acea persoană să-L cunoască pe Hristos. Pentru că riscul e să fie altfel o jertfă care să nu-L slăbească nici pe Dumnezeu și să nu edifice nici pe cel care o ascultă. Deci, eu văd lucrurile ca fiind conectate, și anume caracterul omului, trăirea în sfințenie și, evident, muzica care pornește din reacția de mulțumire pe care o are omul față de sfințenia care a fost pusă în el de către Dumnezeu. Acum, este evident, nu vedem noi cadrul general, dar bănuiesc că toată lumea vede că suntem într-un salon și probabil unii se și gândesc, hai să vezi ce mănâncă ăștia, după nu mâncăm nimic, stați liniștit, tot rămânză să plecăm de aici, dar îi apreciem mult pe cei care ne-au oferit spațiul acesta. Deci tu vrei să spui că dacă prin reducere absurd la finalul emisiunii ne-ar aduce mâncare, e important și cine ne-o aduce? Adică nu am primit o diferit... Păi bineînțeles că dacă ar veni cu atitudine de aroganță, cu atitudine de superioritate sau că, uite, poftim, hai că te servim și pe dumneatare. Nu, sau fără dispreț, dacă ne-ar duce, să-ți aducă cea mai bună mâncare un boschetar. Nu, mulțumesc. Da? Sau să-ți aducă cea mai bună mâncare, cel mai bun ospătar. Nu? Din nou, sigur că face diferența. Da. Deci imaginea contează și mai ales dacă știu despre persoana respectivă și am anumite informații, contează foarte mult. La fel este și cu un predicator, da? Nu poate să spună că, dragilor, să fiți smeriți când el se ancorează în lumea asta și în bogățile lumii acestea. Deci de aia integritatea și caracterul, spune și Solomon în capitolul 7 în Eclesiastul, dacă nu mă înșel, că mai mult prețuiește un nume bun decât un de lemn. Acum, apropo, că n-ai vrut să mă lași pe mine afară din emisiune, trebuie să te legi de predicator. Da? Și e bine că Domnul ne are în atenție pe toți și ne iubește. Să știi că mă gândeam, mai avem și noi așa momente în care stăm de vorbă cu noi înșine și cu Dumnezeu și mă gândeam tragedii, adevărate tragedii care ar putea fi în viața noastră și una din ele ai amintit-o. Spre exemplu, să vorbesc despre iubirea lui Dumnezeu fără iubire, să vorbesc despre smerenie fără smerenie și alte lucruri. Adică, de multe ori mă uitam la subiectul predicii și spuneam, bun, e fain, e biblic, și eu am, că altfel știu, o contradicție în termeni, adică am un mesaj bun și eu arăt că nu se aplică în viața mea. Este un lucru pe care îl vedem noi, îl vedeți voi, îl vedem noi în Scriptură, îl pun acum în dreptul lui David. A cântat David și fugeau duhurile necurate. Ne-am putea întoarce la ceva de genul? Sau am putea ajunge la ceva de genul? Cred că ăsta e un scop pe care trebuie să-l tindem și atunci când pregătim cântările și atunci când ne ducem în fața bisericii, trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu, Dumnezeu să ne dea acea putere de a cânta, dar nu spre slava oamenilor, ci să evidențiem frumusețea caracterului Dumnezeu, Duhul Dumnezeu să împrăște acele duhuri necurate. Eu cred că asta este un scop pentru care ar trebui să ne rugăm mai mult. Ar trebui să mijlocim mai mult, ar trebui să-L urmărim mai mult. E foarte interesant în zilele astea și în lumea în care trăim, în contextul în care trăim, cum din ce în ce mai mult începe să se degradeze și caracterul oamenilor, începe să se degradeze și muzica. Ori noi cei care suntem în față suntem chemați de Dumnezeu, suntem unși de Dumnezeu să vorbim, să cântăm din partea lui Dumnezeu. Ori scopul în biserică, scopul este proslăvirea lui Dumnezeu, dar în același timp persoana care intră să
iasă cercetată din biserică. Adică noi avem o, cel puțin eu folosesc o vorbă, să nu ies precum am intrat. Ci... Păi, care-i rostul să stau două ore acolo dacă ies la fel? Exact. Da, mă gândeam, aveam eu o expresie și acum o schimb. Eu am pornit de la ideea, mi-a trebuit un pic până am realizat chestia asta. Foarte mult era citat Iacov. Ilie era supus un om acelora slăbiciuni ca și noi, dar s-a rugat. Unii ce accentuau în verset era acelea slăbiciuni. Alții accentuau că s-a rugat cu stăruință. Și la un moment dat am spus, eu cred că primul lucru care trebuie să-i subliniez este că s-a rugat Ilie. Adică pe bune, cum înțeleg eu. Eu pot face rugăciunea lui Ilie cât vreau și toate chestiile de două ori cât Ilie, dacă eu nu sunt Ilie, nu se va întâmpla ce s-a întâmplat la Ilie. Și am zis, stai un pic, Ilie s-a rugat. Dar cine era Ilie? Ilie era slujitorul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, care a plătit prețul. Aș putea să spun asta și la David? Cum noi spunem, David a cântat și a fugit urzile încurate. Și poate tot ar fi ispita să știu ce stil a cântat David, ce cuvinte a folosit David. Îl pot exclude pe David din ecuație? Asta este întrebarea mea. Dacă ar fi cântat Saul cântarea lui David, ce se întâmpla cu Duhului? Problema principală era în viața lui. El fusese renegat, respins de Dumnezeu ca împărat în urma neascultării. Chiar putea să cânte de 100 și de 1000 de ori. Chiar el îi spune lui Samuel că am păzit cuvântul Domnului, am făcut tot ce trebuie, e ok, am nimicit pe Amalec. Bun, dar ce facem cu behăitul ăla de oi? Că ascultarea e mai importantă decât toate jertfele. Ori, în cazul lui Saul, n-ar fi funcționat lucrurile la fel de bine și nu, evident nu s-ar fi dus duhurile pentru că el nu s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu ascultând. Duhurile erau în el. Erau în el. Da. Mă gândesc așa de multe ori cât de greu le-a fost oamenilor să lucreze cu mine. Nu înseamnă că acum le este ușor. Mai ales atunci când dorești un program foarte, foarte bine structurat în biserică. Că vrei și chestia asta, să nu lasă fie tot. Și venea cineva la mine și spunea, ce o să predicați duminică? Vreau să pregătesc o cântare. Și atitudinea mea era, pregătește cântarea. De ce? Înțeleg, dacă e o sărbătoare, vrem să mergem pe o tematică, este altceva, sunt anumite ocazii. Dar altfel eu gândeam în felul următor. Ar fi prea mult din partea mea, ar fi chiar o, nu știu, naivitate, prostie, cum să-i zic, ca să nu-i zic altfel, să cred că eu, prin mesajul pe care îl voi avea, voi acoperi toate stările sufletești din biserică. Îi voi prinde pe unii și pe alții. Și atunci gândirea mea era următoarea. Dacă tu te gândești să cânți ceva duminică și tu te rogi lui Dumnezeu și stai cu seriozitate înaintea lui Dumnezeu, s-ar putea cântarea ta să nu fie pe subiectul meu. Eu o să vorbesc de bunătate sau de răbdare. Dar cântarea ta să-i prindă pe cei 3% pe care nu-i prind eu, care, o să spun eu, din duminica respectivă, în afară de cântarea respectivă, nimic nu s-a lipit de mine, dar cântarea respectivă folosită de Dumnezeu să-mi schimbe viața. Și de asta mă gândesc că e foarte important, în timp ce vrem cei mai buni pentru Dumnezeu și mergem pentru aceasta, să avem grijă ca Duhul Sfânt să ne călăuzească pe toți și să folosească mădularele în trup. Și da, ne place sau nu ne place, Dumnezeu poate să folosească și pe cineva mai slab, să ne transforme chiar pe noi. Am avut eu o mare mângâiere care... Am avut de multe ori complexul ăsta, că n-am putut să învăț suficient de bine limba română, că sunt unele chestii, dacă le scap, nu știu când, nu mai știi când recuperez sau ceva. Și mă gândeam la profesorii de limba română care te ascultă.
Și mi-am dat seama de un lucru, asta a fost cumva așa, nu scuza mea, dar totuși un pic de bucurie, că dacă mă las folosit de Dumnezeu, greșelile mele nu încurcă pe ei în ascultarea mesajului. Adică greșeala e greșeală, dar dacă l-ai prins acolo cu mesajul, el zice, da, din punct de vedere gramatical a greșit, dar eu am greșit dincolo, Dumnezeu îmi schimbă viața. Deci, pe viitor, mai avem muzică în biserică. Eu zic că trebuie să fie și pe viitor. Bună, spirituală? Da, bună și spirituală. Este un subiect mai sensibil pentru că, într-adevăr, la modul general, opiniile sunt împărțite și eu cred că, în ciuda faptului că vremurile se schimbă, într-adevăr, devenim mult mai modern, între ghilimele, avansăm pe anumite planuri, poate bune, poate nu prea bune. Lucrurile acestea afectează, sigur, perspectiva și modul în care noi vedem biserica și modul în care noi abordăm locul sfânt și ceea ce se petrece acolo. În ciuda tuturor acestor turbulențe, sunt de părere că muzica pe viitor totuși trebuie ca să își mențină valorile în mediul sfânt creștin al Scripturii și să încercăm să îl facem să fie acest spațiu mult mai autentic și să rămână așa. Și să nu lăsăm oarecum muzica din afară și lucrurile din afară care oarecum influențează ceea ce se întâmplă înăuntru în biserică, să nu altereze modul de închinare și cântările. Sunt de părere că trebuie să fie o anumită... Deci chiar dacă, să zic, am putea umbla un pic la stil, că probabil spiritualitatea nu poate fi negociată. Nu poate să fie. Pentru că dacă nu întâlnesc o muzică care mă apropie de Dumnezeu, da, de ce mai intru într-un loc? O găsesc în altă parte cântată mult mai bine, la un alt nivel, nu? Se împacă muzica cu cuvântul vorbit. Spuneam chiar la început despre conectivitatea, despre relația extraordinară între cele două. Cum ați amintit mai devreme, există o tendință acum care se desfășoară, și anume încercarea de a evangeliza, de a aduce cuvântul Dumnezeu în inima oamenilor folosind diferite mijloace care sunt mai specifice spațiului exterior sau, cum îi spunem noi, lumii, adică întregului ansamblu de lucruri laice exterioare. Orice care vin din exterior în biserică, ei vor să simtă acel sacru, acea prezență a lui Dumnezeu. Și de multe ori ei chiar zic că a fost frumos, a fost ok, a fost excelent. A noștri din lume sunt mai buni, din punct de vedere profesional, tehnic, decât sunteți voi. Și atunci lucrurile rămân așa într-un stand-by. Adică v-ați chinui și voi, da, să faceți ceva. Și noi să facem ceva. Ori muzica este cea care dă esență, cea care mă aduce în acea stare propice ascultării și împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un exemplu pe care mi l-a dat un profesor de la Oradea. S-a dus la o evangelizare și timp de 35-40 de minute a fost invitat un grup acolo care au cântat și e adevărat că la un moment dat nu s-a mai produs conectivitate în ceea ce privește enoriașii și cei care erau acolo în față. Dat fiind faptul că lucrurile începeau să degenereze înspre un program bine realizat din punct de vedere tehnic, un show,
Dar a avut grijă să-și ducă păstorul un grup, un quartet cu el și a zis, dacă eu mă apuc și mă ridic și predic cuvântul lui Dumnezeu, pe fondul ăsta al faptului că mintea oamenilor e complet decuplată, nu se va realiza nimic și puterea lui Dumnezeu nu va lucra. Și atunci a zis, uite, mergeți voi către cei patru, mergeți voi și cântați o cântare care să proiecteze imaginea celor din sală de la abate cu piciorul în podea la jertfa lui Hristos, la imaginea aceea salvatoare de care toți au nevoie. S-au dus, au cântat, quartetul a cântat și pe fondul acelei cântări, enoria și biserica s-a cuplat la cuvântul Dumnezeu și astfel s-a putut clădi Sfântul Mesaj care a dus, bineînțeles, la rol spiritual. Deci, un exemplu care mie mi-a venit în minte și care mi se pare foarte relevant și care explică încă o dată relația de neseparat între cuvânt și muzică. Voi mi-ați dat de gândit, m-ați mai corectat în gândire, mi-ați dat speranță, dar pun întrebarea. Deci la liceu de muzică nu se face doar muzică. Da. Că tu te-ai dus de la muzică la business, nu? Într-adevăr, singura muzică pe care, bine, nu chiar singura muzică, dar mediul în care eu mi-am desfășurat majoritatea timpului ca să învăț muzică a fost în principal în biserică, acasă. Într-adevăr, a fost o experiență izbitoare atunci când am plecat de acasă și m-am lovit de acest mediu, mediu profesional, mediu din afară, care oarecum nu prea avea, sau dacă avea, avea foarte puțină legătură cu ceea ce eu am fost învățată acasă. Este o diferență și se simte. Privim la viitor cu nădejde, nu? Da, biserica este a lui Hristos. Da. Lui Dumnezeu îi place muzica, așa am înțeles. Da? Îi, da, place, îi place muzica. Îi place închinarea. Îi place închinarea. Da, asta îmi place că tu spuneai la început o chestie care chiar mi-a plăcut când ai spus că întregul trebuie să fie închinare, nu doar ceva, ci totul să fie o închinare lui Dumnezeu. Și mie îmi place și chestia asta că în cer se va cânta, îl vom adora pe Dumnezeu, ne vom china înaintea Lui. Acum unii ne mai tachinează că voi vorbitorii în cer nu mai aveți nicio slujbă, că acolo nu se mai predică, acolo nu mai cântăm, că au aflat ei despre Marea Roată care va cânta și îl va lăuda pe Dumnezeu. Eu zic să nu vă riscați să spuneți chestia asta, din cel puțin un motiv, că o să ne apucăm de cântat și noi și nu la orice oră poți elibera biserica, așa că e bine să ne lăsați totuși cu cuvântul. Părerea mea personală, nu pot să-mi imaginez cerul unde este cuvântul fără cuvânt. Dar nu intrăm în acest subiect. Important este să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, că El va folosi, că Duhul lui Dumnezeu va folosi o cântare care să ne apropie de El, că va folosi cuvântul vorbit, că le va îmbina pe amândouă, rămâne lucrarea lui Dumnezeu. Noi ar trebui să învățăm să avem acea inimă frumoasă, bună, dăruită lui Dumnezeu. Acolo, și dacă nu suntem profesioniști, o să fie o cântare nouă, o cântare care Dumnezeu ne-o primește la potențialul nostru. Pe de altă parte, aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei care chiar sunt talentați și binecuvântați de Dumnezeu în bisericile noastre și să vă prețuim, să vă dăm de lucru. M-aș bucura să veniți voi cu idei, cel puțin în domeniul vostru, și să ne spuneți, uite, ce am putea îmbunătăți ca Biserica lui Hristos aici pe pământ să fie, oarecum omenește vorbind, mai atractivă pentru oameni, că nu trebuie chiar biserica să fie un loc respingător. Și Apostolul Pavel spunea că noi suntem chemați să predicăm tainele lui Dumnezeu, dar care sunt lucruri minunate. Și la Rusalii vorbeau despre lucrurile minunate, frumoase, pe care le face Dumnezeu. Deci, încă o dată, mulțumesc pentru slujire, mulțumesc pentru prezență. Să te ajute Domnul să îmbini teologia cu muzica mereu, cât mai frumos.
ce să zic, succes în muzică, succes în business sau cum vrei să le pui tu, succes în business, în muzică, nu contează, dar să rămânem plăcuți Domnului, că asta este cel mai important lucru. Mulțumim că ne-ați primit încă o dată în casele voastre. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu, vă reasigur că are binecuvântări pentru toți și aici în veșnicie și nu uitați, ca să facem loc la alte binecuvântări, din ce primim în toate domeniile, trebuie să împărtășim și altora.